vă dau? O jumătate. 7. Bucureștenii au mers în piețe în căutare de legume și fructe. Asta deoarece începe postul Paștelui cel mai aspru din timpul anului. Ce mâncare de cartofi, pilaf de orez, ciorbe de legume, tot ce e natural. Sunt puțin mai scumpe. Într-adevăr, e foarte greu postul. Oamenii se plâng de faptul că abia își mai permit să țină post. Se scumpește prazul, se scumpesc astea care sunt de fasolea uscată. Dar mai ies verdețurile astea acum. E greu, postul e foarte scump. Să știți că e mai scump decât mâncarea în general. Și cum sunt prețurile în perioada postului? Mai tipe rate, dar asta este, ce să facem? Ce prețurile întotdeauna cresc în perioada postului? Dacă mergeți în piață la Nurilor, să vedeți că e 80 de lei un kilogram de mere de asta. Foarte scump. Poate fi considerat postul lux? Mai tare decât lux. Și comercianții se plâng că vânzările merg extrem de prost. Nu să vând când are România bani. Să ia câte 3 legume, atâta roșie, nu să ia mai mult. Cei mai afectați de prețurile mari sunt pensionarii. Să simte, să simte, mai ales pentru noi cu pensii mai mici. Toate sunt scumpe. Am venit, am luat niște ciupesc, vreo 3-400 de lei s-a adus. Și am luat ciuperci, ăsta ce se mai varză. Postul Paștelui durează 40 de zile. În tot acest timp vor fi doar 2 zile în care credincioșii vor avea deslegare la pește.